cred eu. Păi, credeți dumneavoastră, dacă e așa, atunci e grav. Adică o problemă atât de gravă și cu implicații economice atât de importantă, care până la urmă apasă și asupra drumului de care vorbeam, cum e războiul din Ucraina, ar trebui să-l preocupe și pe omul de care, la care vă referiți dumneavoastră. Eu așa cred. Am impresia, contraziceți-mă dacă vreți, că ori vă e teamă, ori nu vă dă voie cineva și le faceți vânt oamenilor din acest domeniu al discuțiilor. Și în felul ăsta facem democrație pe drumuri, pe, nu știu, punem o băncuță, facem un spațiu verde și mai departe. Nu. Asta cred, asta mi se pare. Teamă nu mi-e sub nicio formă și, ba mai mult, chiar am fost, nu criticat, nu am fost criticat, dar am fost sfătuit să fiu mai ponderat în ceea ce privește afirmațiile pe care le fac vis-a-vis de politica, hai să zic, la nivel național sau de politica externă. Am fost povățuit de către colegii de noastră din presă, nici de cum de către colegii de-ai mei, pentru că eu cred că m-am remarcat, poate un cuvânt mult prea mare spus, de-a lungul carierei mele, tocmai pentru faptul că am spus lucrurilor pe nume mai mult decât o fac alții. Tocmai de aceea vă lansez... Și au fost colegi de-ai mei care v-au zis, domnule, nu te ajută cu nimic, nu te ajută cu nimic să te expui făcând afirmații, de exemplu, împotriva președintelui Iohannis, de exemplu, împotriva colegilor între ghilimele de coaliție și așa mai departe. Dar tocmai pentru că sunt astăzi aici și vreau să vă arăt cam toată deschiderea, vă răspund să știți la orice fel de întrebare punctuală.